Bună dimineața din nou, Răzvan Rat se întoarce acasă după 15 ani de străinătate. A ajuns la 36 de ani liber de contract după ce o echipă din Liga Secundă Spaniolă i-a spus de curând că nu mai are nevoie de serviciile sale. Sănătos, pregătit, fizic și ambițios din fire, Rățușca a spus că vrea să mai joace iar ACS Politimișoara a fructificat momentul și a făcut o ofertă cu subiect și predicat care l-a flatat pe jucătorul cu 113 selecții în Naționala Română.